Problema manualelor școlare nu a fost încă rezolvată nici în școlile din Maramureș. În timp ce reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș au declarat astăzi pentru Teleplus Maramureș că a fost completat stocul manualelor vechi cu aproape 70.000 de cărți noi, nu toți elevii au ajuns în posesia lor. De vină este Ministerul Educației, care nu le-a repartizat mai repede. Părinții acuză responsabilii școlilor, însă aceștia spun, la rândul lor, că procesul de distribuire a manualelor durează. Un exemplu este și la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Bineînțeles că era mai bine probabil să fie, cu siguranță de fapt, era bine să fie la începutul anului toate manualele. Am început deja să distribuim materialele pentru toate clasele, bineînțeles că sunt și clase care nu au numărul complet de manuale, însă aceasta este problema bibliotecii, pentru că noi ținem o situație sub control. Într-o zi, două, cred că toată lumea, bineînțeles că vor fi peste 15.000 de manuale distribuite, omenește, noi facem tot posibilul ca toate să fie sub control. La clasa a 5-a situația este mult mai complicată. Părinții în continuare nu înțeleg de ce copiii lor au primit mai întâi manuale de educație fizică și sport, iar la materiile de bază, din care trebuie să susțină examenele, nu au din ce studia. Mai mult, manualul provizoriu, respectiv compendiul, care reunește toate materiile la un loc, nu pare a fi soluția cea mai potrivită. Pentru ciclul gimnazial, aici problema este puțin mai gingașă, pentru că începând de anul acesta, la clasele a 5-a, se schimbă și planul cadru, se schimbă și programele și se schimbă și manualele. Deocamdată, manuale la clasa a 5-a nu avem, decât am primit un compendiu care cuprinde o sinteză tuturor manualelor pentru clasa a 5-a, urmând ca în perioada următoare să primim manualele pe care noi le-am comandat. O altă problemă se referă la cărțile de limbi străine. Chiar dacă s-a spus că manualele sunt gratuite, părinții trebuie să le cumpere, deoarece materialele didactice, aprobate de minister, nu se potrivesc cu cerințele profesorilor și nici cu necesitățile unui elev care trebuie să învețe engleza, franceza sau germana mai ușor. Cine suferă în acest caz? Cei cu venituri mici, mulți neavând posibilități să aloce bani în acest sens.